construit cu mulți bani, inaugurat cu mare fast și luat la ochi de procuratură. Ce-i drept, fără prea mult exces de zel. Drumul de acces Leova-Bumbăta nu este utilizat la capacitate maximă. Prin parcarea modernă se plimbă vântul. Peste podul de pontoane, din când în când trece câte un automobil. Iar cum vine noaptea, și vameșii și polițiștii de frontieră pleacă acasă. Din ce cauză cea mai costisitoare bucată de drum din țară este aproape pustie, au aflat reporterii Canal 5. Cel mai scump drum din Republica Moldova, Leova-Bumbăta, nu este utilizat la capacitate maximă. Punctul de trecere a frontierei, drumul de acces și parcarea pentru camioane au fost date în exploatare cu mai bine de 3 ani în urmă, însă prea puțini călători vin să treacă hotarul cu România pe aici. Din când în când, câte un automobil și vântul circulă pe tronsonul în care statul a investit milioane de lei. Problema ar fi în podul de pontoane, care a fost construit temporar și care nu este destinat camioanelor de mare tonaj. Potrivit președintelui raionului Leova, Nicolae Popa, pe partea română nu există infrastructura necesară pentru a sprijini creșterea volumului de trafic, iar punctul de trecere lucrează doar 12 ore. Nu problema în Republica Moldova, este în partea română, care până la momentul de față, adică nu au acceptat ca să lucreze 24 de ore. Dar cum a fost? Cum a motivat partea românească? Deci din ce cauză nu doresc, nu acceptă 24 de ore ca să activeze? Păi asta eu nu cunosc. Considerente nu a motivat. Sunt diferite motive. Eu am înțeles că, adică din ceea ce am auzit, că dumnealor nu sunt pregătiți, adică cu porțiunea asta de drum de la pod și prin localitate Bumbăta, deoarece el nu corespunde. Acolo sunt câțiva kilometri. În așa fel și parcarea modernă pentru camioane rămâne nefolosită. Această parcare imensă este pustie, după cum puteți vedea. Nici zarea de mașină sau camion nu staționează aici și nici nu se știe când va putea fi folosită la capacitatea ei maximă. Iar asta pentru că autoritățile au decis să pună carul înaintea boilor. Nu au rezolvat problema cu accesul non-stop către vama Leova-Bumbăta. Respectiv, șoferii nu au nevoie să stea aici și aleg un alt punct vamal, cel de la Leușeni, de exemplu, care activează fără întrerupere. Președintele raionului confirmă faptul că traficul pe aici nu este folosit la capacitate maximă. Știu că dimineața este un rând acolo, oamenii traversează, dar, după părere de rău, dacă activează numai până la 8 seara, cei care își plănuiesc cunosc că nu o să reușească în timp și de ce ei aleg alte direcții, vorbim de Leușeni sau Cahul. Guvernarea s-a grăbit să bifeze inaugurarea unui nou punct de trecere a frontierei, investind sume enorme, iar localnicii din zonă cu care am discutat ne-au spus că dacă s-a construit un pod de pontoane, încă și temporar, s-a dublat și munca, dar și cheltuiala. Ei mai cred că drumul modern va rămâne pusteit mult și bine, încât nu cred că cei de la putere vor reveni în curând la proiect. Podul trebuie de schimbat, trebuie de făcut podul. Definitiv. Da. După asta o să credeți că o să... Dar să margă și mașinile mari și mici. Dar acum ce o să întâmple? Că asta îți durează câțiva ani. Câțiva ani asta, dacă ați fi 10 ani, făcut podul bun. Ați fi bine. Da. Eu nu trăiesc departe de acolo. Trăiesc chiar vreo 300 de metri. Cobor în val. Chiar mă uit două, trei ori. Special m-am dus și m-am uitat. Trec 3, 4, 5 mașini. Maxim. Poate cândva el când și pantoanele se scoase, când și el oficial de mor streacă și mașini mari și așa, atunci poate și schimbă ceva. Dar am înțeles că o să dureze 2027, 2028. Încă și mai mult. Nu circul de azi, dar circul. De câte ori am fost, mai mult de 4-5 mașini nu erau. Se întâmpla că, adică chiar și singur eram în vamă, se întâmpla că și două mașini numai. Dar pe seară, de exemplu, dacă vă dușiți, tot, nimic. Adică care sunt pe loc aici, aia, nu? Se vede, adică mai clar că sunt pusări. Paradoxul traseului pustiit mai ține și de faptul că acesta are o faimă controversată. Este supranumit și cel mai scump drum din Moldova. Costul lucrărilor de construcție a drumului de acces de 3,6 km și a infrastructurii punctului de frontieră Leova-Bumbăta se ridică la 252,23 milioane de lei. Cu alte cuvinte, aceasta este porțiunea de drum pe care fiecare kilometru costă 3 milioane de euro. Ministrul infrastructurii Andrei Spânu justifica prețurile
cheltuielile înalte prin faptul că aici intră și cheltuielile pentru iluminare, pentru racordare, că a fost construit într-un ritm cum nu s-a mai întâmplat în Moldova și, în general, că locul era mlăștinos. Cu toate acestea, după ce a fost inaugurat cu mult fast și poze faimoase de protocol, un reprezentant al administrației de stat a drumurilor a fost pus sub învinuire într-o cauză penală în care sunt investigate posibile ilegalități în procesul de construire a drumului. Asta după ce la sfârșitul anului trecut mai mulți angajați de la administrația de stat a drumurilor au ajuns în vizorul CNA. Atunci oamenii legii au descins cu percheziții într-o cauză penală pentru abuz de putere și abuz de serviciu. Procuratura Anticorupție menționa că acțiunile vizează pretinsele acțiuni ilegale ale factorilor de decizie din cadrul administrației de stat a drumurilor, precum și a unor persoane fizice referitoare la construcția drumului de acces Leuva-Bumbăta.